Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum știți, în ultima perioadă mă aflu prezent pe teritoriul României, iar mai precis mă aflu la mare. Asta făcând ca o paranteză, nu că vreau să mă laud. Faptul este că am făcut câteva incursiuni pe anumite stațiuni de aici, de la litoralul românesc, iar în prezent mă aflu pe plaja din Mamaia. După cum vedeți, în spatele meu se află celebrul ponton pe care poți merge până un pic în largul mării, unde seara de obicei era arhiplin cu un an, doi în urmă. Acum însă plaja este foarte pustie, accesul către acest ponton, bag de seamă că este restricționat, având acele două porți închise, dar am băgat de seamă că se află lume care cred că a sărit gardul de se plimbă pe acest ponton, lucru pe care am să-l fac și eu. Însă ce vreau să menționez în acest video, făcând diferența, ajungând aici pe plaja din Mamaia, eventual eu am făcut ieri, alaltăieri și zilele din urmă, am stat cam vreo săptămână aici, am văzut și Mangalia, portul turistic, am văzut și Costineștiul și Eforie. Am venit și în Mamaia, fiind cam ultimele zile pe cele petrec aici la mare și am vrut să văd celebrul vibe de aici, de la Mamaia. Însă surprinderea m-a găsit așa cam pe neașteptate. Nu mă așteptam să fie atât de pustiu și nu-mi dau seama de ce. Am să întorc un pic camera să vedeți și situația plajei, cât s-a mărit și scoicile care se află pe acest nisip, care cred eu că a fost unul din motivele plecării personalului ce venea aici la Mamaia. Probabil s-au decis să meargă către alte plaje. Ieri, de exemplu, la Costinești era foarte multă lume și arhiplină plaja. Iar aici, astăzi, în Mamaia, este o zi de marți, este marți astăzi, este foarte, foarte pustiu. Deci, sunt în dreptul telegondolei, acele care sunt aici pe tot teritoriul stațiunii Mamaia. Le vedeți acolo că funcționează și sunt persoane care se plimbă să vadă marea de la înălțime și cu siguranță să facă și câteva instantanee fotografice. Dar plaja însă este foarte pustiu. Eu filmez cu telefon, așa că nu vă așteptați la o calitate foarte bună a videoului. Cred eu că se vede destul de clar. Adie un pic vântul și sper să mă fac cât de cât de înțeles. Acesta este și motivul pentru care am decis să fac acest video. Poate știți voi sau enumerați voi câteva motive pentru care lumea sau plaja a fost cumva părăsită. Este o liniște de nedescris. Toate terasele sunt cam goale. Hai să fac și un zoom. Eu am venit aici însă până la ponton cu interesul de a urca pe ponton și văzând restricționarea făcută aici la intrare, am zis să mă opresc un pic să văd care este discursul, dar privind înainte, sunt acolo persoane pe ponton care sigur au sărit gardul, lucru pe care am să-l fac și eu, repet. Cam aceasta este situația pe plajă, vedeți că și șezlongurile sunt goale. Acum fiind undeva în jurul orei 12, ceasul, deci ar fi trebuit să fie plin, este foarte cald. Însă făcând diferența dintre stațiunile ce le-am vizitat până acum, o să merg un pic către apă, urcându-mă pe acest ponton, să vedeți și diferența de apă, pentru că aici în Mamaia este o diferență mărișoară, să zic eu. Nu sunt atât de mulți curenți care provoacă acele valuri care le-am văzut până acum în Costinești și Mangalia și în alte stațiuni. Apa este cât de cât limpede și curată, dar pe toată plaja care a fost în prealabil lățită, după cum vedeți, se află aceste scoici, care cred eu că și acesta ar fi un motiv de când culățirea acestor plaje, lumea a cam dispărut din această stațiune.
și prețurile pe șezlong am văzut că sunt chiar mari. Pornește de la 250 de mii, de la 25 de lei, 30 de lei pe șezlong, 40 de lei, depinde acum de terasa unde te așezi și dacă optezi pentru închirierea unui șezlong. Dar nu cred că este o afacere. E mai bine să veniți de acasă pregătiți cu un plet, un prosop și atât. O umbrelă o găsiți oriunde și ieșiți mult mai ieftin. Hai să mergem un pic către plajă să vă arăt și apa, după care mă voi urca acolo pe ponton, fac câteva poze și să privim plaja de la distanță, de acolo din capătul pontonului. Deci ca și calitatea apei. Din toate stațiunile care le-am făcut până acum, este destul de bine, destul de curată aici în Mamaia. Însă depinde acum și de zonă, depinde și curenții care sunt în larg ce formează aceste valuri. Bun, hai să mergem pe ponton să vedem situația de acolo, din capătul pontonului. Am urcat și pe ponton, nu am ajuns până în capăt, mai am până să ajung acolo, dar hai să ne întoarcem un pic și să vedem situația pe plajă de aici, de la distanță. După cum vedeți, nu este foarte multă lume și cei care sunt prezenți sunt aflați aici în apropierea apei, dar în depărtare, unde sunt terasele, aproape mai nimeni. Este foarte departe să stai cu șezlongul acolo la un kilometru de apă și să vii să te scalzi în mare aici. Practic, dacă ești singur, este imposibil să ții un șezlong acolo la distanță și să vii să te scalzi aici. Riscul de a rămâne în fundul gol, cu ghilimele de rigoare, este foarte mare la așa distanță. Înțelegeți voi ce vreau să spun. Dar aici, în apropierea plajei, vedeți că sunt câteva șezlonguri cu umbrelă, ce aparțin unor terase de mai sus. Și cât de cât, hai să zic, nu este foarte aglomerat, sunt câteva persoane, dar nu este acel vibe de aglomerare și de nebunie cum era cu ani în urmă. Practic, dimineața când m-am hotărât să vin aici în Mamaia, eu mă gândeam că ar fi posibil să nu găsesc loc să-mi pun pledul pe nisip, că de Mamaia, aglomerat, probabil în direcția cealaltă. Din câte mi-aduc aminte, nu știu acum ce schimbări s-au mai făcut cu amenajarea plajei, dar probabil în direcția opusă este un vibe mult mai mare, cu terasele respective, cu muzică și ce mai știți. Detalii însă nu am de acolo, dar de la depărtare cu ochiul liber văd o aglomerare cât de cât mai mare decât în această parte unde suntem noi, către ponton. Dar nu foarte mare. Se întâmplă la fel ca și aici, câteva șezlonguri cu umbrele la malul apei, dar către terasele de sus este cam goală plaja. Nu-mi dau seama de ce, probabil ori că este în cursul săptămânii, nu-mi dau seama de ce, mă așteptam să văd cunoscutul vibe de aici din Mamaia, dar se pare că am rămas un pic dezamăgit. Vedeți și în depărtare telegondolele. Este aici în față o clădire cu parcare suprapusă. Acolo am optat să lăsăm mașina.
Nu este, de jur împrejur toate parcările cam sunt cu plată, dar în acea clădire unde sunt parcări suprapuse, bănuiesc că persoanele care sunt în zonă cunoașteți foarte bine acel bloc, ca să zic, că nu-ți dai seama că e parcare. Practic e o clădire cu nivele, cu etaje, eu am crezut că e un bloc vechi. Dar practic în interior se află parcare supraetajată cu câteva nivele, unde am intrat și este un domn acolo la administrare și am lăsat de o cafea, 2 lei, 3 lei, cât doriți dumneavoastră, chiar și un leu. Omul este foarte mulțumit că primește ceva. Bineînțeles, el cred că este cumva și plătit de primărie să aibă cât de cât în grijă acel loc, pentru că l-am văzut instalat pe un scaun acolo, o legitimație de gât, deci nu e așa de a florile mărului pus acolo. Însă nu se percepe o taxă anume ca în parcările care sunt de jur împrejurul litoralului, cum am văzut într-o parcare 40 de lei pe zi. Evident, dacă stai o oră, două, nu poți să plătești 40 de lei, dar e cumva cam scump. Iar acolo în parcarea aia supraetajată, mașina este foarte sigură, stă la umbră, este sigur, așa că stăm liniștiți la plajă cât dorim. Hai să mergem acum în capătul pontonului. Mi se pare un pic, sau și pontonul ăsta a intrat așa un pic într-o degradare cu o mizerie de nedescris, sunt coșurile arhi pline și administrarea plajelor, sau nu știu cine administrează acest ponton, bănuiesc că primăria de aici, din Mamaia. Ia uite, și mai scrie acum, ca să întrerup vorba. Da, primăria municipiului Constanța, împreună pentru un oraș curat. Deci aici e deja peste ceea ce scrie pe tomberon, că e plin. Deci asta da fotografie, împreună pentru oraș curat, și el e deja plin de mizerie, că nu vine nimeni să-l curițe. Aici avem și un pescăruș și încă unul pe stâlp. Ce-i mă, pestițatule? Ce-ai pierdut aici? Fumistule? Pleacă de aici, că te tai, te bag la oală. Și-a plecat. Interesant locul, mi-aduc aminte, acum 2 ani, veneam seara către acest ponton care era arhiplin. Toată lumea venea să se fotografieze, să facă video, să filmeze aici pe acest ponton. Însă acum, în această vară, nu știu, probabil, nu vreau să mă pronunț, să vorbesc greșit, dar el pare închis de ceva vreme. Nu pare că s-a închis azi dimineață sau că e închis doar în curs săptămânii. După mizeria care e pe ponton, el pare cam de ceva timp închis și neîngrijit, cu mizeria de rigoare care este încă prezentă. Tocmai de aceea vin și acești pescăruși și răscolește în gunoiul respectiv aflat în coșuri. Am ajuns și în capătul pontonului, cu o scară în stânga. Bineînțeles, acesta fiind jos un ponton pentru legarea bărcilor, probabil bărcile de agrement care vin și fac excursii pe mare, sau pentru schijeturi. Ia uite, cineva a scris aici: de ce nu se mai lucrează la amenajarea plajei? Orele de plecări cu barca, bănuiesc, adulți 50 de lei, copii între 5 și 12 ani, 10 lei. Nu știu dacă prețul este valabil și nu știu pentru ce. Da, fiecare scrie ce vrea. Priviți și aici în partea stângă, cu tomberoanele pline cu mizerie. Nici nu mai are rost să mai citesc logo-ul și mesajul ce vrea să-l transmită primăria în halul acesta. Deci, domnul primar cu siguranță cunoaște aceste aspecte, însă se stă pe bani publici și nu se face nimic.
cam așa se prezintă celebrul ponton, unde toată lumea venea să facă plajă. Însă cred eu că se mai află un dig atât de larg, dar nu sunt sigur. De obicei era aici dinspre plajă, dar ori probabil l-au luat, ori ăsta a rămas singurul prezent, singurul ponton prezent aici în Mamaia. Dacă mă înșel, vă rog să mă, corectați. Încep să mă bâlbuie aici la malul mării. Să mă corectați, însă am dubii și mi se pare că mai era un astfel de ponton care tot așa, sau un dig. Un dig din ăsta din piatră care tot așa mergeai până în largul mării și puteai să faci fotografii. Dar nu sunt sigur direcția și stațiunea. În fine, cam asta a fost motivul pentru care am vrut să fac acest video din Mamaia, pentru că a rămas așa cu un gust amar, mai ales fiind și prezent pe acest ponton. Bineînțeles, eu nu știam de degradarea acestui ponton, că nu o pot numi altfel. Am văzut încolo către mal. Am trecut și mai să dau într-o gaură, pentru că lipsea o astfel de grindă. O să o filmez și o să vă arăt când mă întorc acum înapoi către mal. O să vă arăt pericolul iminent aflat la mijlocul pontonului. Poate veni cineva, la fel cum am venit eu, cu ochii pe sus și după pescăruș și hop, ți-ai băgat piciorul acolo. Și pe cine dai vina? Pe primărie, evident, pentru că se află în administrarea primăriei acest ponton. Dar primăria văd că doarme și nu se vrea a se investi foarte mulți bani. Văd în depărtare și câteva construcții începute și neterminate, ca de obicei pe teritoriul României. Însă plaja, așa cum am zis, am rămas un pic dezamăgit. Mă așteptam să fie foarte aglomerat, însă nu e deloc așa cum părea și cum credeam eu că o să fie. Însă important este că circulă telegondola și puteți face o tură cu telegondola pe tot teritoriul acestei stațiuni Mamaia. Probabil dacă mergem încolo către hotelurile mai populare, probabil vibe-ul se schimbă. Mergând pe plajă, bineînțeles, poți să treci dintr-o stațiune în alta. Dar eu am vrut să vă prezint situația de aici, din locul de unde sunt eu. Nu vreau să vorbesc greșit despre alte locații în care nu am trecut. Așa cum ați văzut și situația din Mangalia, situația din Eforie și în Costinești, unde era foarte aglomerat și foarte multă lume. Cred eu că din Mamaia acolo s-au dus în Costinești. Și avem acum și o bărcuță, Rebela, care efectuează aceste curse sau excursii, să zic, pe mare. Foarte interesant. Și mergând, așa cum am zis, din nou către plajă, să cobor după ponton, v-am zis că vă arăt locul unde lipsește această grindă. Vedeți cât este de mare? Eu, mergând cu ochii pe sus după pescăruș, mai aveam un pic și băgam picior în această gaură, care nu știu cine ar fi răspuns. Așadar, dacă veniți și urcați pe ponton, la fel cum am făcut eu, să aveți grijă de aceste grinzi care lipsesc. Deocamdată am văzut doar una, aceasta, nu am văzut alta, dar să fiți foarte, foarte atenți, pentru că
Eu, după cum îl văd, acest ponton se află așa într-o stare de degradare, repet, pentru că nu o pot numi altfel, și cu mizeria de rigoare care se află pe acest ponton. Nici bărcuțele nu le văd să acosteze la acest ponton, însă, nu știu, cu siguranță știe primăria mai bine pentru ce rămâne de folosit acest ponton. Nu am idee. Dar pentru o fotografie sau un video puteți urca liniștit, săriți gardul și puteți urca pe acest ponton, la fel cum am făcut și eu. Vă dau câteva indicii, și anume două mai sigure, unde anume mă aflu și locația respectivă sau unde se află acest ponton. În spatele hotelului Ovidiu, o să fac un zoom. Sau mai există în spate acel restaurant Melody. Se cheamă. Nu vreau să fac reclamă, sper să n-am probleme, dar văd scris acolo și cam asta este locația în care eu mă aflu la plajă în acest moment, care vedeți că este foarte, foarte pustie. Cam așa este situația aici după plaja din Mamaia, cu nisipul de rigoare care este amestecat cu aceste scoici, care nu prea poți să mergi în picioarele goale, că te poți răni. Efectiv, de la locul unde avem amplasat pledul și umbrela până în apă, sunt câțiva pași de parcurs, dar până în apă merg cu papucii, las papucii acolo pe mal și intru în apă. După care, când ies, iar iau papucii și vin către locul unde suntem amplasați. Cam asta este discursul și situația de la fața locului, așa cum v-am obișnuit. Am fost, am văzut, am tras concluzii. Dacă aveți idei mai bune, puteți să-mi scrieți în comentarii. Și aici văd un coș foarte plin de mizerie. Și mizerie de jur împrejur, deși mai este loc în coș, dar hai să nu băgăm toate nebuniile în seamă. Să nu zică lumea că am venit aici să critic. Am vrut doar să vă arăt situația reală și actuală la momentul respectiv când eu sunt aici. Probabil acest video cu siguranță îl veți vedea cam într-o săptămână sau două de la data filmării. Am fost incursiunea și ziua petrecută aici pe plaja din Mamaia. Cam o pustie, ce-i drept, nu este cum era acum câțiva ani, exact cum am relatat și pe timpul videoului, însă noi ne-am făcut îndeajuns ziua destul aici la plajă, ne-am și bronzat, ne-am și scăldat, ne-am și răcorit, sunt câteva terase de unde vă puteți achiziționa și de băut, răcoritoare, dar există aici pe faleza din Mamaia, există și un magazin e-shop de tip market, prețuri mult mai accesibile, cam practic prețurile ca la un supermarket din oraș normal. Acestea fiind zise și făcute aici pe plaja din Mamaia, după cum vedeți, chiar și acum este ora 5 la care noi plecăm. Plaja este în continuare, cât se pare, de pustiu. Hai să fac un 360 de grade să vedeți că și terasa și șezlongurile din spatele meu sunt efectiv goale. Nu înțeleg de ce, dacă știți voi, scrieți-mi în rubrica de comentarii. Noi ne revedem în următorul vlog, care nu știu de unde va fi, ca de obicei, dar până data viitoare, dă-mi un like, un share și un subscribe dacă ai făcut-o și activează și canalul, clopoțel de notificări, ca să știi când postez următorul video. Până data viitoare însă, distracție plăcută, concediu plăcut sau vacanță plăcută, oriunde ai fi, oriunde te afla. Ciao, ciao!